Uite, suntem aici și am văzut că întâi te-ai prezentat în forma aceea cu îmbrăcată gros, din, noi zicem că din altă existența ta. Tu ce vrei să ne Da. spui? Adică ce ai vrut să ne, ce ai vrut să ne arăți? Că pentru că sigur ai vrut să ne arăți ceva, da? Era frig acolo foarte tare. Da. Sunt Și ce s-a undeva întâmplat? în Rusia. În Rusia. Și acolo Era ce s-a întâmplat acolo cu frigul ăsta? foamete mare. Da. Nu aveam ce mânca și mai că nu mai aveam nici lemne de foc. Erai singură? Cu cine trăiai acolo? Aveai o familie? Aveam doi copii, fetiță de 4 ani și un bebeluș. Soț? Dar nu erau copiii mei, erau nepoții. Ah. Tata murise când îl născuse pe Pe băiețel. bebeluș. Și aici tu, în lipsuri, ca așa cum erați, un soț aveai, bunicul era, copiilor, soțul tău? Nu, murise. Murise. Deci erai tu cu acești doi copilași, da? Da. Și ce s-a întâmplat mai departe? Nu aveam ce mânca. Așa. Cum v-ați descurcat? Și corpul fetei zăcea în pat. Da. De fapt, era decedată, iar eu Deci, practic, a murit de foame? Sau fata ta, mama copiilor? mama Ah, copiilor. Așa. Și ce s-a întâmplat? M-am gândit să nu îngrop. Eram disperată, mă gândeam. Zic, nu pot să mâncăm fata. Să mâncați fata? Da. În ce an se întâmpla erați, știi? Poți să vezi aici, să ne spui în ce an erați? Cred că în 1848. Deci, fata de ce murise, fata? Mama copiilor? După naștere. După naștere a murit. Păi și ea? Unde, un tatăl copiilor ăstora? Unde Nu era? era. Nu era. N-au fost niciodată împreună. A rămas gravidă accidental? Adică este, deci primul, deci soțul cu care are fetița, murise undeva o luptă, ceva. Da. Iar băiețelul a venit dintr-un viol. Ah, înțeles. Așa. Deci fata este moartă în pat, suntem aici. Tu cu... Da. Ești tu, fata moartă în pat, copilașii. Și atât de lipsă, și atât de foame vă era, și atâtea lipsuri, încât te-ai gândit, a venit gândul să mâncați din fată. Da. Păi era moartă deja. Era foame. Și ce ați făcut mai Știam. departe? Știam ce să fac. Așa. Și ce ați făcut? Ce ai făcut? Am tăiat din pulpa de la picior. Așa. Și ați mâncat, ați pregătit, ai gătit. Am gătit, dar urla sufletul meu. Dar vecini nu aveați? Unde erați voi aici? Izolați? Nu eram izolați, era ca o O pustă, ca o... iarnă, de-aia grea. Da. Era viscol Și n-ai mare. avut nicio provizie de
Toamna, n-ai avut, a terminat-ți tot? Fost secetă mare și poate mare. Iar aici nu este nimic. Deci ai pur și simplu de foame, ai fost obligată să găsești soluția asta, da? Să hrănești copilașii. A. Practic, ați reușit? V-ați hrănit? Da, dar o visam noaptea și zicea, mamă, ce, de ce ai făcut asta? Iar eu ziceam că uite pentru să dau de mâncare la copii. Și zicea că mai bine să fi murit de foame. Aș vrea să intre în acest vis, să intri în acest vis și să vezi dacă era fata ta cea care îți spunea așa. Adică te întorci în visul acela, te duci. Dacă era sufletul fetei tale. Nu, văd ca o pasăre cu un cioc așa lung și gros, parcă, ca de vultur. Se prezintă luminoasă, dar acum văd că e neagră. Da. Ochii sunt roșii. Da. Asta. Unde Da. este? Uite-te dacă vezi partea subliminală, sufletul fiicei tale pe aici, prin vis. O văd undeva în spatele acestei păsări, dar ca într-o cameră întunecată, stă ghercit așa. Spune acestei păsări să vină în fața ta și întreabă, o blochezi, da? O pui într-un clopot de lumină de o vibrație înaltă pe pasăre. Da. Și o întreb de ce a venit în vis și te-a mințit că este sufletul fiicei tale. Să-mi creeze vinovăție, vinovăție adâncă. Și cu fica, sufletul fiicei, de ce o ține acolo în spate? Mi zice că este a lui, care au înțelegere. Cum te numești aici? Cum te chemi aici tu, în viața aceasta din Rusia? Vica. Cum? Vica. 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 Mai vreau, ieșim de aici, închidem. Anu, în primul rând, transmiți informația părții subliminale a fiicei tale de aici, din viață, și spui, dă-i toată informația și ți-o dau, eu ți-o transmit ție și cu Daniela, cea prin care vorbești, iar tu o transmiți părții subliminale a fiicei tale. Toată informația care o știm noi, da? De lumină, din conștiință. Ce se întâmplă? Începe să cadă de pe ea, așa ca și cum ar fi fost cimentată și cad bucățile alea de ciment, se rup. Se Care o luminează înțepenesc, dinăuntru. da? Da. Așa, se luminează. Nu mai stă ghercit acum. Se ridică în picioare. Da. Și spuneți-i că pe măsură ce conștientizează, poate să-și deschidă un portal de o vibrație înaltă, cât poate de înaltă, mai sus, și să plece de aici cu pasărea, de la pasăre. Deci ea stă prin voința ei, prin intenția ei, a părții subliminale a fiicei. Ați râvnit deja în Așa. lumină, da. Acum, Vica, știi ce facem? Închide aici, închidem acest canalul cu acest vis. Îl închide. Iar tu vreau să-mi spui dacă sufletul fiicei de aici, care tocmai i-am arătat calea să meargă în lumină, o regăsești în viața de unde am plecat noi acum, în viața în care ești Ancuța, dacă regăsești acest suflet. În familia ta, undeva.
Este mama mea. Este mama ta, da? Da. Iar aia mă pedepsea când era mică. Da? Da. Pentru că avea acele amintiri, da? Din viața asta în care s-a întâmplat lucrurile astea, da? Da. Ok. Acum vreau ca tu să-i transmiți sufletului, acelei fiicei de aici, al ta, Vica, și sufletul care a fost mama din viața în care ești ancuța, să-i transmiți că o ierți și că o iubești. Și transmiți acolo cum a fost informațiile toate din... Și că n-aveai, a fost singura soluție care, la care te-ai gândit, da? În situația în care erați, să salveze acele două suflete, copilași, aceste două suflete. Transmiți informațiile astea. Da. Cum te simți tu acum? Mă simt un pic mai ușurată. Da? Ai înțeles că nu ai nicio vină? Și că ce se întâmpla în vis, am văzut cine era, care asta urmărea, da? Să-ți transmită vina asta? Da. Pe ei ne-am dus acolo. Au creat tot asta. Iar acum tu iei toată vina asta, te umfli dinăuntru în afara ta și scoți afară toată vina. Până la rădăcină cu tot. Da. Acum cum te simți? O simt mai ușor. Măi, sigur. Ai scăpat de greutatea vinii acestea, da? Vine. Da. Ok. Acum am să număr de la 1 la 3, iar tu ai să mă lași cu Daniela, da? 1, 2, 3. Da. Reglează-ți vibrațiile, Daniela. Scoate afară toate rezidurile, dacă sunt. Da. Așa. Te simți bine acum? Da. Așa. Deci asta a vrut, am înțeles, a vrut să ne arate ancuța, da? Partea subliminală. Da. Se pare că doza aceea de vinovăție este chiar în zona asta plexusului solar, deci dintre chakra 1 și chakra 3. Iar toate problemele astea cu colonul și cu... Au venit de aici, da? Din această vină. Din această vină și din ceea ce mâncase atunci. Da. Hai să vedem acum, ne uităm în corpul energetic și corpul emoțional al ancuței și vedem ce mai găsim, adică emoții, deja să frecvență, implanturi și apoi legături. Deci are un gen de implant, parcă ar fi o cască ce se prelungește până pe mâini. Da. Din zona asta de aici. Da. Metalică. Da. Îi acoperă tot capul prin spate? Tot capul prin spate, zona gâtului și pleacă pe ca și un fel de mâneci. Casca asta e legată de aparține cuiva? Sau și-a făcut-o ea? Sau... Este un reptilian. Deci este legată de un reptilian, da? E ca un fel de gen de lesă. Ca o lesă. Mm-hmm. Să tragă de legătura cu reptilianul și să aducă reptilianul în față, să-l pună în clopă de lumină imobilizat până la gât. Nu poate să facă nicio mișcare. Da. Așa. L-a pus. Acum, să-și dea asta jos. Așa. Și să taie și legătura cu reptilianul. Asta o dă jos. Și hai să ne uităm un pic. Este implant?
Era un gen de implant. Care ce scop avea? Ce a urmărit implantul ăsta? Ce urmare? Era ca un fel de blocaj. Aha. Deci un fel de blocaj și de a nu percepe energiile, semnalele sinelui divin înalt. Uh-huh. Să zicem că o ținea blocată. Cum? Un fel de... Deci o ținea blocată într-un fel de gânduri repetitive. Uh-huh. Deci un fel de autointoxicație cu propriile gânduri. Uh-huh. Creativitate deci a... blocată. Da. De, să zicem că îi crea un fel de... Deci foarte multă logică. Da. Să merg pe logică, pe... bloca într-un fel intuiția. Deci asta zic, îi bloca intuiția și creativitatea. Uh-huh. Singurele, da. Cum să zic, concluzii pe care le putea atrăgea era pe baza logicii. Da, totul trebuia calculat și să fie logic, să aibă da. Un înțeles logic. Uh-huh. Așa. Acum, deci a tăiat și legătura cu reptilianul, el stă acolo frumos, da? E în da. Sfera energetică a părții subliminale, nu poate pleca. Uh-huh. Acum, hai să vedem emoții, dacă mai sunt, deja să frecvență, sau o luăm de sus în jos, ce găsești? Da. Văd un fel de căști în urechi, două bile negre. Da. O să zicem că era foarte sensibilă la critică. Da. Adică o lua așa, la piept, la suflet, să zicem, o punea. Uh-huh. Accepta critica constructivă, să zic așa. Uh-huh. Mereu o lua ca un atac la propria persoană. Uh-huh. Și chiar dacă în viața fizică nu arăta asta, da. Sinele ei se supăra. Se măcina în gând. Se măcina, da. Da. Ca și cum se simte jignită sau... Da, da. Să scoată și bilele astea, da? Le scoate, da. Le pună în față și să vadă ale cui sunt astăzi, cui aparțin. Asta era un Horus. Uh-huh. Horusul ăsta are legătură cu pasărea de acolo, da. Din viața aia? Da, asta mă uitam acum. Da. Uh-huh. Ia să aducă și Horusul aici, îl pune, pentru că a făcut acțiuni, da? Este încă activ în, uh-huh. și în viața asta. Da, pentru că vezi, asta cu critica avea legătură cu vinovăția aceea, știi? Uh-huh. Deci mereu când era, să zicem, criticată sau îi se spunea că ceva uh-huh. nu e ok. Se activa programul ăla de vinovăție, da? Exact. Da, și exacerba da. Trăirile ei, practic. Trăirile ei, da. Astea. Așa, să pună și Horusul în clopot de lumină. L-a pus. Așa, înțepenit până la gât, să taie legătura și lui Horus. Alimentarea, da? Da. Energie. Apoi, ce mai găsim? În zona tiroidei, aici în chakra 5, mai aveam fel de căpăcel. Da. Dar ăsta văd că și l-a pus ea. Da. Da, deci să zicem că avea un program social de orgoliu, adică tot timpul trebuia să fie corectă, să uh-huh. galantă și uh-huh. să aibă un comportament elevat. Așa, așa. Și ea și-a stupat asta? Și-a stupat asta... Ca nu cumva să-și dea drumul la cură, că vezi... Că trebuia să fie în programul ăsta, să respecte programul ăsta, da? Da. Să nu vorbească prea... Ce-ar fi simțit să vorbească? Ce-ar fi simțit, exact. Ca nu cumva să fie judecată sau onoarea să-i fie mânjită. Asta cine... Deci, asta și-a pus ea pentru că trebuia să... Programul ăla, de unde vine programul pus ăsta cu orgoliu exacerbat? E un orgoliu, un program social. Un program social. De pe zonă. Uh-huh. Zona, de pe zona României. Vezi, uh-huh. există mult programul ăsta. Uh-huh. Să scoate programul ăsta acum.
Adică, adică venea din educație, din da, din zona, din educație, da, din... Da, da. Nu pot să mă pretez să zic sau să fac anumite acțiuni. Și condiția socială, fiind profesoară. Da, da, exact, da, da, da. A trebuit să și controleze cum ar veni. Să se controleze, da, în manifestare. Deci să scoată programul ăsta afară și programul generator de programe. Să le ard. Iar dacă programul era venea, Daniela, din egregor zonal, că ai zis că este o chestie din zonă, să taie legătura, orice legătură cu acele egregori și să trimită iubire și lumină, da, acestui egregor. Trimite, da. Așa. Era ca un fum negru. Da. Se luminează, pare că ca niște nori care se disipă. Mm-hmm. Da. Asta ce a provocat? Deci acest program, ce a provocat practic părții subliminale și daune, vorbim în corp fizic, corpul ei fizic, ancuței? Tot felul de constrângeri, luare în greutate, pentru că toate emoțiile alea ce nu le exprima rămâneau acolo, se depozitau. Vezi, acid gastric. Da. Pentru că tot ce înghiția, deci să zicem că înghiția foarte multe și în fizic... Simula. Simula. Simula producția de acid gastric, da? Da, să digere toate acele lucruri. Apoi, venim în jos. Ce mai găsim? La chakra 4, iertare. Da. Nu se iartă pe ea însăși sau nu iartă pe alții? Nu se iartă pe ea, nu a iertat anumite situații. Uh-huh. Asta vine și avea legătură și cu acel sentiment de vinovăție și de acolo, din viața fiicăi? Da, și de acolo și din, și viața din... asta. Deci ce este aici? Găsim energie sau ce, ce avem în chakra 4? Energie, da, energie, energie. Iertare, da. Uh-huh. O curăț acum. Da, s-o scoată. Se complet dezmoală, da. Așa. Față de soacra dânsă, iară, ea, ce ne... iertare. Uh-huh. Soacra... Că soacra... Deci era mulțumită pe o parte. Da. Da, totuși era profesoară și așa, dar... Avea nemulțumirile ei. Avea nemulțumirile ei, da. Nu-i conveneau alte chestii. Nu-i conveneau alte chestii, iar asta, ca și reacție din partea ancuței, a fost iritarea și neiertarea asta, da? Da. Aici, cu soacra, s-au mai întâlnit și în alte vieți? Întreabă partea subliminală, dacă își amintește. Da, zice că încă 12 vieți. În 12 vieți au mai avut? Da. Că înțeleg că dacă soacra aici avea lucruri care, eu știu, s-o critique, înțeleg că veneau, este un program karmatic, da, între ele două. Da. Care se transmita, au transmis entitățile, au lăsat să iasă, să se transmită. Da. Hai să mergem la nodul generator al acestei karme și să ne uităm un pic și apoi să o dizolvăm de acolo, da? Cu soacra. Da. Și atunci scăpăm și de aceste programe și energii. Te număr de la 1 la 3 și mergi în viața în care s-a întâlnit prima dată cu partea subliminală care a fost soacra. 1, 2, 3. Suntem în 1812, Colorado, da. Statele Unite. Uh-huh. Este un gen de bar, uh-huh, acela cum au ei. Da, da. E și bar și prostibul. Uh-huh.
Se pare că solicitanta noastră este un tânăr bărbat, gen de cowboy, bine, ceva de gen. Da. Iar ea lucrează aici. Soacra. Soacra. Da. De lucrează gen damă de companie. Ce s-a întâmplat aici? Se îndrăgostește de el, și el o plăcea, dar să zicem că era mai... Deci nu vrea să lege la cap și avea și el programe sociale, adică da. Avea gând să creeze o familie cu cineva din... de femei. Da. Chiar o plăcea, dar nu intra atât de mult încât să treacă peste programul respectiv. Ce se întâmplă mai apoi? Pentru că totuși nu vrea să o pierdă, n-ai făcuse promisiuni în van. Că o să o scoată de acolo, că o să facă o familie, că... Iar, nu știu, el mereu era plecat, venea la 2-3 luni, iar își aveau relații intime, iar îi promitea că data viitoare, când se întoarce... Face ceva. Face ceva. În sensul în care își dorea ea. În care își dorea ea, iar mereu l-aștepta și rezultatul era același. Finalul, cum se finalizează povestea? El până la urmă se căsătorește cu o tânără dintr-un orășel de lângă. Da. Și? Ea rămâne cu mâhnire. Rămâne cu mâhnire, o văd în camera ei. Și face ca un fel de blestem jurământ să nu-și găsească liniștea. Nu fie fericit niciodată. Deci îl blesteamă pe tânăr. Dăm toate, adică a văzut că suntem aici, da? Îi dăm toată informația din viitor părții subliminale care este aici și soacra. În viața asta mereu a fost a avut un gram de nefericire, chiar dacă aparent. Părea acolo, în viața de damă de companie, zici, da? Nu, dar eu noi... zic de partea subliminală a solicitantei noastre. A, în viața tânărului? În viața asta. De asta, din care am plecat. Da, aveam mereu un sentiment de nefericire. Ce urmărea. Nici am înțelegea, deci aparent n-ar fi avut motive. Să simt așa neîmplinirea asta. Da. Deci tu acum în care viață ești, Daniela, că m-am încurcat? În viața din Colorado? Da, eu am venit și m-am uitat aici să văd ce influență avea blestemul ăla în viața asta. Ah, în viața asta, am înțeles. Dar blestemul ăla oricum a influențat până toate viețile până acum. Da, în viața Ancuței, da? Da, da. Și tu îmi spuneai că Ancuța și în această viață a avut tot timpul sentimentul de neîmplinire, da? Exact, da. Aș vrea să-i dăm informațiile părții subliminale, care a fost fata de dama de companie acolo și soacra de aici, din viața ultima Ancuței, și să înțeleagă că acel blestem se duce peste vieți, da? Ori, iarăși să se uite înainte în viața din Colorado și să vadă în planurile, care posibilitatea, da? În planurile lor karmatice de acolo și să vadă că prin karmă erau fost determinați să nu fie împreună. Da, parcă șterge lacrimile fata aceea cu mâinii și pune mâinile în șol, zicea, ha. Așa, și îi dăm și ei toate informațiile, toate, din conștiință, pe care noi le știm. Iar apoi ne întoarcem înainte de a blestema, dacă a înțeles situația, și să nu mai blesteme, da? Pentru că vede în viitor, vede și înțelege care sunt urmările karmatice ale acestui blestem. Da, deci nu mai face blestemul și
se căsătorește la urmă cu un domn mai în vârstă, dar foarte avut. O îndrăgea și acesta de mult. Așa, și devine... Și este de acord să o ia de soție. Da. Deci ea schimbă linia karmatică și este bine până la urmă. Este bine, da. Bine. Acum ne întoarcem aici acum, Daniela. 1, 2, 3. Da. Suntem cu partea subliminală, ancuței. Deci eram aici la chakra 4. Da. Mai vedem aceste energii? Nu. Așa, deci s-a eliberat de aceste energii. Și hai să vedem ce mai găsim. În jos. Deci la chakra 3 avea tot felul de stringuri. Da. Cu persoane din viața aceasta. Da. Să îi zic să le tai. Acum avea și cu neiertarea. Deci să zicem oameni care i-au făcut rău sau da. În vreun sau altul și alimenta prin cordoanele astea energetic. Energetic, da. I-a tăiat. Să tai și cordoanele umbilicale cu ocazia asta, că suntem pe aici prin zona asta. Da. Și cu fetele și cu mama ei și din toate viețile. Toate cordoanele umbilicale. Să le taie. Da. Se le fac doar acelea de iubire. Înțeles, da? Că se refac. Da. Cele care sunt în iubire și lumină. Așa, apoi, în jos, chakra 2, chakra 1. Avea din chakra 1 ca un fel de bilă metalică. Da. Ce i-a târna. Da. Și ca și cum îi trăgea și uterul și vezica în jos, spre zona da. Vaginală, să zic. Da. Ce... A? Zic că îi crea probleme cu urinarea. Da, cu urinarea. Foarte des la baie, da. Am spus să o scoat afară și asta. Da, să o scoat afară și să vedem cui aparține bila asta. Este o mantidă în echipă cu doi grei. Da. Din față îi pune. Înțepenit. Că implantul, deci cu mantie, dar era și în viața aceea din Colorado. De avea, vezi, e legătura vechi, el da? El a fost tipul, da, deci îi plăcea viața aia. Iar în viața asta e partea subliminală. A simțit și a încercat să își blocheze energiile astea sexuale. Da. Să se întâlneze cum ar veni. Da. Da, a creat efectul nebenefic pentru. Da. Adică tot felul de probleme în zona asta. Da. Nașteri dureroase. Așa. Da. Așa. Deci a pus bila în față, o să o dizolve pe bilă. Și mantida și grei puși în clopot de lumină înțepeniți. Da. Așa, ne uităm, te uiți și pe la picioare, dacă e ceva. Deci în zona genunchilor, cum a zis și la început, că doar genunchi, avea ca un fel de genunchiere. Zice ca să stea dreaptă. Deci vezi, este programul ăsta de îmbătrânire, de... adică ca și cum a fost respectat, a fost cineva și acum... Pensii, nu mai știe nimeni, nu mai bagă, nu mai primește respectul ăla. Respectul de înainte, da? Da. Dar asta, cum să zic, nu trebuie să sufere din cauza asta, pentru că asta se întâmplă în corpul fizic, da? Putem să facem în diverse etape ale vieții noastre, ne adaptăm la ceea ce putem face și suntem... Putem fi bucuroși, da? Chiar dacă nu mai lucrăm, să zicem, ce am lucrat o viață întreagă, ne găsim alte activități care să ne aducă bucurie. Da. Asta vreau să zic.
Iar programul de îmbătrânire îl scoate acum. Cum să scoată programul de îmbătrânire cu toate programele. Exact, aferente. Benefice, aferente, implementate și autoimplementate. Da, și de la genunchi să dea jos structurile. Au dat de jos. Erau energetice astea? Da. Nu erau implanturi? Nu. Și se repare la genunchi? Repară și își dă jos, are un fel de tălpici. Da, are și energie neagră. Da, asta nu elimina rezidurile bine. Da. Crea probleme cu limfa. Își dă și tălpici jos și să-și facă împământarea, dacă da. Să se împământeze. Spiritul pur, liber și necontaminat. Al mamei Terra se conectează. Tere, se conectează și facă și curățare pe chakra. Așa, pe chakra, da? Aduce energia curată. Da. Se învăr toate chakrele. Trece fluxul prin toate chakrele. Da. Făcutorul, da? Lumină, de lumină. Făcutorul de lumină. Da. Nu știu, să intre în matrice, dacă tot. Nu, nu, stai un pic, că suntem aici cu ăștia în față. Las-o așa, deocamdată, da. Aici. Și hai să vedem în față ce avem. Avem pe reptilian. Pe reptilianul, avem horusul. Și avem mantida cu doi grei. Da. Da? Uite-te dacă mantida are legătură cu reptilianul, că echipa de obicei e mai largă, știi? Să zicem că au avut în trecut, iar acum mai cooperau, dar din când în când. Nu era. Hai să ne uităm. Stai, că-mi pierdut ideea. Așa, care contract este mai recent, să zicem? Cu care are un contract mai recent dintre toate entitățile astea? Mantida e de mult, mai deși din viața din Colorado, Horusul iarăși l-am găsit. Cu reptilianul vine, da. Cu reptilianul? Hai să-l punem acolo, să-i deschidă gura, adică să-l lase și să-l întrebe de când este... De când are accept? De acum 3 vieți. Da? Cu reptilian. Aici ce făcea reptilian? Ce acțiuni? Pusese masca aia, da? Și toate. Control, ce vrea? Care era scopul? Control mental. Da? Implementare de program. Da. Să-i ceară contractul, Daniel, reptilianului. Cu toate punctele sub punctele lui. Și mi le dă și ce, lăsați-mă să plec. Da? De ce e așa? Până nu vin ăștia lans după mine, o să mă pedepsească, zic ei. De ce să-l pedepsească? Se pare că faci parte dintr-un proiect de control mental la nivel de populație, da. Ok. Dă contractul și partea subliminală să-l analizeze, da? Să vadă dacă e complet, dacă e întreg, dacă nu lipsește nimic. Dă o fel de carpetă cu mai multe folii și verifică. Spun să-l ceară tot cu puncte, sub puncte, oglindiri, copii, tot. Acum mai scoate asta, vă știi? Așa. Din toate timpurile, spațiile, dintre timp și dintre spații, de pe toate liniile temporale, adevărate sau false. Tot oglindirile, tot. Tot. Așa. Acum să... Da, să-l ardă și să-i deschidă un portal reptilianului cu sens unic, să-l trimită și închide portalul. Da. Așa. Acum,
Suntem cu Horusul și cu Mantida. Da. Hai să ne uităm la Mantida. Mantida, în primul rând să ne uităm dacă Mantida i-a făcut vreo clonă, dacă are vreo clonă eterică, fizică, pe undeva. Are două. Da? Deci două clone, da. Eterice sau fizice? Una eterică și una fizică. Uh-huh. Cea fizică unde ești? E viabilă? Norvegia. Uh-huh. În Norvegia? Da. Nu știu, pe o barcă undeva, un fel de gen de pescar. Da, e un bărbat sau femeie? E femeie, dar parcă pare bărbat. Uh-huh. E femeie. Ce... mai masculinizată. Da. Ce partea subliminală are legătură, transmite energie acestei clone, dar pleacă din partea subliminală acolo? Un procent? Da, pleacă un procent de 4%. Uh-huh. Testă energie. Continuu sau pleacă și vine? Partea nu, pleacă și vine. Uh-huh. Iar în cea eterică un 12%. În cea eterică 12%? Uh-huh. Asta unde este clona eterică? Ce face, adică? Este ca într-un gen de laborator, văd tot felul de feți, parcă ar fi. Da. Un fel de asistent acolo. A, este via, face acțiuni. Uh-huh. Îngrijește feții ăia, da. Sau lucrează, da. Acolo, da? Da, da, da. Clona asta are conștiență de sine? 1% bine. Nimic, adică aproape, da? Da. Partea subliminală avea? Își dădea seama, înțelegea că, are, sunt, că sunt două, mai are două corpuri? Unul eteric, unul fizic? Simțea câteodată că, adică ca și cum nu se înțelegea pe ea. Uh-huh. Parcă simțea că nu este ea. Adică, ce influențe, cum influența clona fizică din Norvegia, partea pe Ancuța aici, da? Cum o influență? Uite, îi creia pierderi de memorie. Da. Deci nu-și mai aducea aminte de anumite situații, uh-huh. de discuții, de uh-huh. acțiuni ce le făcuse, da. Da. Să spunem că cei de ziduri îi spuneau și ea nu... uh-huh. zicea că da, ca, de rușine, ca să nu considere ceilalți, uh-huh. că e nebună. Uh-huh. Că nu ține minte sau că... Că nu ține minte sau așa, dar de fapt nu-și amintea. Ok. Uite ce facem acum, Daniel. Spune-i părții subliminale să-și retragă ori toate aspectele, toți compoziții, până la ultimul foton, de oriunde, de pe unde sunt. Le face un ecran în față, luminos, de vibrație înaltă, le trece prin ecranul ăsta, le purifică și le... Se trage tot felul de inspirare, compoziții, aspecte, uh-huh. și amprente energetice, tot. Tot. Le purifică și le integrează. Da. Acum să-și retragă și tot ADN-ul, de pe oriunde, din orice timp, spațiu, de pe orice linie temporală, adevărată sau, da. Falsă. La fel. Retras. Da, îl purifică. Retras acum. Compozițiile și cu tot. A, retrăsese și ea, uh-huh. de noi. Da, ce, da. S-a întâmplat cu clonele? Cea fizică? Deci face acțiuni și acum dintr-o dată a căzut jos. S-a căit, s-a muiat. Da. Uh-huh. Cam într-un fel de leșin. Uh-huh. Vine cineva să o retragă? Vin doi. Uh-huh. Bine, închidem aici. Da. Veneau doi colegi de, da. Acolo să vedă ce s-a întâmplat. Și... Ok, închidem portalul aici. Da. Acum, reptilică, nenea reptilică, ce face?
Sau Mantida. Adică l-am trimis. L-am trimis cu Mantida, vreau să zic. Scuze. Mantida ce face? În urma acestor acțiuni. Stă cu brațele încrucișate, oarecum iritată. Da. Ce nu-i place? Zice că i-am distrus proiectul de săvârșit. Că nu știm ce am făcut. Că am omorât copiii aceia. Păi zic ce treabă aveam noi cu copii. Da. Păi zice... Sună la tine un telefon? Da, sună la mine. A, la... Că nu știu unde e. El o sună la postașul la mine. Așa, scuz. Așa. Și da. Zice, păi are legătură pentru că i-a îngrijat copiii. Adică îngrijat, adică le dădea energie prin clona respectivă. Da, da. Spune-i, să-i spună Mantidei, partea subliminală, că până aici a fost, da? A înțeles ceea ce se întâmpla, acum este conștientă de acest program, că nu mai vrea, nu mai este de acord să mai dea energie la nicio clonă, să mai crească niciun copil. Energia este a ei, a părții subliminale, așa că vrea contractul. Tot. Da. Da, complet, toate copiile, punctele sub punct. Zise de acum tot trimite tot câte foiță, știi? S-o irite, încearcă să-i scadă. Da, da. No, partea subliminală spune să stea liniștită, că da. Puterea este la ea, da? Iar noi suntem aici ca să o îndrumăm. Găsim soluții. Da, până la urmă îi aduce așa teancuri. Da, le verifică toate. Da. Iade. Da. Acum să pună și Mantida. Bine, aveam o curiozitate, dar dacă crezi. Am astăzi deja contractele. Unde întâlnise prima dată Mantida? Adică, în ce viață? Aia cu din Colorado? Da. Mai în spate. Mai în spate se întâlnise. Acum vreo 18 vieți. Da. Bine, nu mai investigăm aici. Dar partea subliminală vreau să identifice acea amintire, da? Să înțeleagă cum a dat acordul acestei Mantide. Măcar, ia, hai să vedem acordul, Daniela, cum l-a dat. Vă duc eu? Număr de la 1 la 3, iar voi sunteți în acea viață în care partea subliminală a dat acordul Mantidei. Înainte de a da acordul, da? 1, 2, 3. Suntem tot în Statele Unite. Da. Este tânără în vârstă de vreo 15 ani. Pare că se îndrăgostește de unul din sclavi. Da. Ce unul care făcea afaceri tatăl, venea des pe acolo pe la moșia respectivă. Deci observă. Da, observă această atracție dintre tânără și băiat. Zicem că ea mereu se prezenta pe acolo pe plantații, tot nu era tipic pentru o domnișoară. Ăsta avea deja legătură cu Mantida și pusese ochii pe fată. Zicem că era un gen de libidinos, avea atracții sexuale puternice și ciudate. Prinde fata într-un hol din casă și o amenință. Da. Spune că îi va zice tatălui de relație cu acel tânăr. Bine, că nu ajunsese să aibă nimic. Am înțeles, flirtru, cochetau. Da, da. Exact. Așa. Și începe să o mângâie, să o atingă. Da. Îneagă, iar el îi spune că dacă nu acceptă, îi va spune urgent tatălui. Tatăl era destul de violent.
Da. Zicea că și maltrata și propria familie, nu doar sclavii, Da, biciuii chiar da. și. Iar Deci. fata, na, acceptă. În momentul în care se are loc contactul intim, se leagă și mantida la ea. Mantida, da? E, acum, când ăla îi spune că o șantajează, da? Partea subliminală să-și adune tot curajul și să spună, în definitiv, nu am făcut nimic cu acel tânăr și doar n-am să accept să mă batjocorești tu. Îi spune și Întoarce ăsta spatele. totuși îi spune tatălui Așa. fetei nu-i face mai nimic, dar în schimb biciuiește grav pe tânăr. Pe tânăr. Da. Ok. Deci mai departe, viața merge mai departe, da, aici. Da. Și nu se întâmplă nimic grav, iar cum să zic, aici a înțeles cum a dat acordul acestei mantide. Bine, că tăiasem și contractul, da? Da. Dar l-am tăiat încă o dată și de aici, dar ce am vrut să înțeleagă că nu trebuie să faci compromisuri ca parte subliminală. Adică nu trebuie să fie frică în viață. În viețile fizice avem diverse situații, da, în care, prin karmă, aceste entități ne aduc. Da. Iar acțiunile părții fizice, frica, să zicem, părții fizice, aduc, uite ce, contracte și consecințe pe multe vieți în viitor, da? Asta ar trebui să Da. înțeleagă partea subliminală. Ok, Daniela, venim aici acum. Număr de la 1 la 3. 1, 2, 3. Mantidei nu Da. mai știu. I-am deschis portal? Am trimis-o pe Nu. portal? Nu mai e. Nu. Acum Mai o avem Horus trimite. ăsta în față, da? Ah, s-o trimit acum. Deschidă Pleacă portal. și greii cu ea. Da. Cu echipa. Cu echipier. Da, mai este Horusul. Cu Horus ăsta înțeleg că e o legătură mai veche, da? Ăsta, da, de prin Egipt. De prin Pe Egipt. viață în Egipt. Ăsta, dacă îi cere contractul, ea să-i ceară contractul. Întreg, cu toate punctele, subpunctele, oglindirile din orice timp, spațiu sau loc. Ce se întâmplă? Da? Da, numai jumătate. Restul ce zici? Restul zice că mai are treabă, că n-a terminat. Hai, lasă că o să vedem noi ce treabă mai are, da? Să ia să ardă jumătatea asta ce a dat Da, și să-l ars. pună, să-l țin înțepenit acolo pe Horus. Îl Da. lăsăm așa aici, pe Horus, că nu stăm să Da. ne rugăm de el. Da? Da. Că pierdem timp și. Iar acum aș vrea ca partea subliminală, Daniela, să se uite și Da. să vadă dacă mai sunt energii de joasă frecvență, să se umfle din interiorul ei cu punctul cel mai înalt de lumină și să scoată afară tot ce ar mai fi, ce nu-i aparține, ce nu este de vibrație înaltă. Da, s-a umflat și s-a luminat. Este Așa. luminoasă acum. Așa. De asemenea, să Da. uite la corpul mental, dacă identifică, acum mai identifică programe sau autoprograme care nu-i sunt benefice. Da, mai era vreo 12 să le scoată. Scoate și pe el, stea și le arde. Așa. Să se uite la legătura cu partea eterică și cu conștiința. Și să ne spună cum este. Era un fir subțire, subțire, parcă ar fi fost putrezit. Firul. Să intre prin firul ăsta, da? Să le repare. Intră, le subiază, le repară, Așa. Și mergem se luminează. da, până la legătura cu conștiința adevărată a ei, da? Și Da. acum să se
concentreze partea subliminală și să-și amintească, să ne spună care este planeta, corpul ceresc de origine. Vine că solnic cu C, da, de la kilogram. Da, C, capa. Din constelația câinelui, apoi da. Așa. Ce este asta? O stea, o planetă? Este planetă. Aha. Aici era o în stare gazoasă, mine. Da. Așa. Și ce sunt? Umanoizii? Au corp energetic? Cum sunt aici? Au corp energetic, da. Da. Levitează, așa, deci nu... Da. Nu merg, nu au fizicitate. Nu. Dacă însă și planeta este. Înseamnă că au da. Coborât odată cu planeta în formare aici? Sau da. Așa e planeta asta gazoasă, rămas? Așa este forma. Uh-huh. Zice că, uite, sunt planete în care sunt în formă cu gazoasă, da. Zile subliminale sunt care sunt în formă osoasă, gelatinoasă. Uh-huh. Multe feluri, da? Multe feluri, da. Păi, ce se întâmplă aici? Pe planeta asta, cu ce se ocupau, de exemplu? Ele, părțile subliminale. Deci creau tot felul de atmosfere în bine. Uh-huh. Să zicem că aici se creează premisa vremii. Uh-huh. Vezi, eu creează tot straturi atmosferice. Climate. Climate, exact. Da. Uh-huh. Deci cu asta se ocupau ei? Studiau, practic, da. Sau ce făceau aici? Da, studiau. Uh-huh. Și practică, adică? Și făceau practică, da, mergeau pe anumite planete în formare și puneau în practică aceste planete. Așa au venit și aici, pe planeta asta? În practică sau aici erau... Au fost capturați, să zicem că proiectul lor a fost într-un fel distorsionat. Deci da. Li s-a băgat un cod negativ. Da. Aici, pe planeta asta? Da. Așa. Și creează, de acum încep și creează climate destructive, deci tot felul de cataclisme, de uragane, furtuni. Așa. Deci, chestii de genul ăsta. Pe da. Planeta lor sau pe alte planete unde se pe alte planete. Pe alte planete. Uh-huh. Apoi, ce s-a întâmplat? Cum a fost capturată partea subliminală? Și de către cine? A fost capturată de reptilieni pe o planetă Sinca. Da. Lângă Sulnic. Da. Deci ăștia au fost invadați de reptilieni, au fost captați și li s-a procura proiectul inițial. De fapt, aici le introduseseră codul ăsta. Mm-hmm. Aici le-a introdus codul ăla și au început să fac creeze, uragane și diverse. Da. Și apoi mai departe au intrat în programele. Câte părți subliminale au prins reptilienii dintre ei lor de aici? De pe Silca, pe Sinca. 118 din ea. Mulți! Mm-hmm. Se transmite informația la toate aceste părți subliminale, da? Da, le transmite. Așa. Acum vreau să își caute, da, de pe planeta ei, de pe Sulnic, uh-huh. Își caute matricea originară. Da, este copilă. Da. Așa, stare gazoasă. Uh-huh. Un color verde. Da. Verde cald, frumos, da. Se pare că asta era culoarea principală aici, pe planetă verde. Da. Să intre în ea, să se recalibreze. Da. Da. Să... Aici, deci recalibrându-se, scoate orice ar mai fi fost, da? Coduri de întuneric. Tot, se pare, da.
tot. Luminează în întregime, da. Da, de asemenea își purifică tot și ADN, dacă mai este ceva de pe de-a lungul liniei temporale. Da. De asemenea, hai să-și facă declarația aici. Să declare. Da. Anulează orice contract, înțelegere, permisiune. Care permisiune, ar fi dat. Promisiune care ar fi dat în orice timp, spațiu sau loc. În afara timpului și a spațiului și a locului, în orice dimensiune, densitate, galaxie cu plus sau cu minus, univers cu plus sau cu minus, planete, stele cu plus sau cu minus, și de pe orice linii temporale adevărate sau false, din trecut, prezent sau viitor. Mm-hmm. Da. Și, da, deci a anulat tot. Da. Anulează orice linie genetică falsă care ar fi creat toia spre alții sau de la alții către ea sau care a dat permisiuni altora de a crea linii genetice false. Da. De asemenea, și retrage, șterge, adică informațiile și amprentele din orice înregistrare a entităților prin biblioteci. Da. Și acum o să număr de la 1 la 3, Daniela, iar tu supraveghezi partea subliminală, vă întoarceți aici și acum cu partea subliminală prin canalul ei de abundență benefică. 1, 2, 3. Da. Ați întors? Da. Acum aș vrea ca partea subliminală să-și implementeze programul de ieșire din Matrix cu da. Programul de cartografiere a găurilor. Și a implementat, da. Da? Să transmită informațiile la toate părțile subliminale care le-a cunoscut în această viață, Ancuței, și din toate viețile. Da. Da? Să-și taie toate, să-și taie toate legăturile religioase, tot de pe această viață. Cu oricine. Să știi că ai cealaltă religioasă a avut un pic nedumerire. Ce a avut? Nedumerire? Mm-hmm. Spune-i că deja anulat, da, contracte cu oricine și orice. Da. Și să aici atenționăm partea subliminală, că programul religios, dacă n-a înțeles încă, sau partea fizică, sau ea, dacă apelează, sau asta își reface contractul. Iar ca să iasă din Matrix, să iasă din această zonă de univers, unde, așa cum am văzut și dacă se uită, nu a avut experiențe, nu experimentăm liber și nu a, nici ea n-a avut experiențe libere. Și s-a ales cu toții ăștia care aveam pe aici, înțepeniți, și încă alții câți ori fost pe linia temporală. Câte vieți Daniela a avut pe Terra? 324 de vieți pe Terra. Da. Uite, să se uite partea subliminală, dacă a avut nedumerire. Din astea 324 de vieți, în câte vieți a experimentat liber? Dacă a experimentat împreună. Dacă a făcut experiențele care le-a dorit, da? În 5 vieți. 5 vieți și astea au fost alea de la început, da? Mm. Că după aceea au venit frumoșii și da. Au făcut treaba, da? Da. Așa că bănuiesc că acum înțelege și mai bine că nu trebuie să avem de-a face. Adică cine sunt ăștia care conduc aici și care ne fac nouă karmele, da? Indiferent, albi sau negri. Sunt frați. Da, acum înțeles. Așa. Deci a tăia legăturile, cum am zis, da. A transmis informația. Da. Cam asta este, da? Tot ce era de... Dacă mai vezi tu că mai avem de făcut da, ceva... Da, trebuie să-l trimitem Horusul. Păi Horusul mai este? Nu s-a anulat de la contractul? Păi știi că n-a era dat-o. Era pe viața asta.
Ce? Să dea contract. Dăduse jumătate. Nu, am crezut că l-am anulat de la declarația de sus. General. Dacă nu l-am anulat, să dea ultima fărâmiță de contract. Da, mai avea o foiță, ține aici mânecă. Așa. Scoate și pe aia. O arde partea subliminală. Și îl trimite în portal. Cu sens unic. Da? Da. Acum totul este ok? Partea subliminală cum se simte? Zice că de mult nu s-a mai simțit așa de întreagă. Și de energizată. Da. Dacă are ceva să transmită părții fizice sau fiicei? Zice că ne mulțumește tuturor. Și că o iubește, asta e cazul de fiicei. Okay. Să nu se îndoiască niciodată, chiar dacă poate câteodată a fost mai rece, da. Dar încerca să-i dea o educație pentru că n-ar fi iubit. Ok, acum să noi mulțumim părții subliminale, Daniela. Ne adunăm, ne curățăm, periem părțile eterice și le integrăm fiecare și invităm partea subliminală să alunece a ancuței, să alunece ușor în corpul fizic. Acum avem partea subliminală a Lilianei, da? Da. Care aș vrea să se uite ce anume a adus-o în situația în care ne-a povestit dinainte de sesiune. Are o karmă. Da? Cu ăștia doi nepoți? Că cu bătrâna karma a scos-o, da? Care era. Apropo, întâi să uite la bătrână. Unde e bătrână? Și să ne spună bătrâna, adică să ia informația, că nu mai chemăm și bătrâna, să ia informația, partea subliminală a Lilianei, de la bătrână, de ce a plecat așa dintr-o dată. Păi i-a zis că la ce să mai stea mizeria asta. Că poate să stea în lumină. Păi da, dar uite că ți-a creat o situație cel puțin ambiguă, da? Prin plecarea ei. Zice, da. I-a creat Lilianei. Ce la asta nu m-am mai gândit. Nu s-a mai gândit, sărăcuța. Acum unde este? În lumină? Este, să zicem, între. Deci ieșită din Matrix, dar nu intrată încă. Ok. Amistim de acolo. Îi mai trimitem informațiile încă o dată, măcar sufletul ăsta să se ducă. Și închidem cu canalul, da, de comunicare. Da. Acum, Liliana, aș vrea să se uite unde a inițiat legătura, programul karmatic cu ăștia doi nepoți mai bătrâni. O văd guvernantă într-o casă între Belgia și Franța, undeva la graniță. O vezi acolo? Da. Așa. În 1868 îmi vine, este îmbrăcată într-o roche din aceea neagră, lungă, cu guler pe gât. Așa. Da. Este o femeie foarte strictă. Da. Deci o fetiță și un băiețel. Fetița are undeva la 4-5 ani, iar băiețelul 7-8 îmi vine. Da. Mama lor murise la nașterea fetiței, iar se ocupă tatăl, cum ar veni, adică ea o lăsase gen de guvernantă. Felia de casă și de moșie. Da, și așa. Le aplica corecții foarte dure. La copii, da? La copii, bătea, deci văd că deci le dădea pantalonii jos și bătea până le dădea sângele la fundulețe.
cu o fibră, un băț. Da. Pe coș de nucă, la colț. Deci și închiși în camere, în întuneric. Ce se întâmplă mai târziu? Asta mică creează ca un fel de, zicem că orbește. Da. Deci, practic, și autocrease orbeala asta să da. Nu mai vadă. Iar cel mic are probleme cu vorbirea, deci se bâlbâie foarte tare din cauza fricii. Da. Era frică mereu va fi corectat sau până a zis bine sau până a făcut bine. Așa. Sunt două servitoare care până la urmă îl anunță pe tată că uite da. Ce se întâmplă și ce face femeia asta. Iar ea neagă totul. Zice că nu e adevărat și că lăulea le este ciudă pe ea, cum că le dă ea ordine. Dar totuși tatăl nu cred. Desperă. Îi dă pantalonii jos băiatului și vede vergeturile pe spate și pe fund. Da. Ce se întâmplă? Mai departe. O dă afară. Deci cei doi copilași, fetița și băiatul, sunt acești doi nepoți ai bătrânii de acum? Da. Ce o determină acolo pe partea subliminală din guvernantă să se comporte așa, în plan ezoteric? Era ce entitate? Interferată. Da, de ce entitate? Un dracodemoniac și un... Cred că e un Ringo, un cap de câine, ochii roșii, ciufulit, așa tare urât. Da. Ok. Da. Aici bănuiesc că partea subliminală a venit cu entitățile, nu bănuiesc sigur, prin planul karmatic pe viața da. Aia, da? Da. În sfârșit, e căzută, da? Deci interferențele e curățată, Liliana. Da. Astea sunt, acum am intrat în amintiri, practic, da. Am re... Da. Deschis linia temporală. Aici ce am putea face, mă gândesc eu aici, ca partea subliminală să își ceară scuze, iertare, să-și ceară iertare acestor două părți subliminale ale copilașilor. Păi să-și ceară iertare și să le trimită informația, să vadă și că nu a fost vina ei că a fost. Da, să trimită să le arate că, de fapt, cine făcea acele lucruri erau acele entități care o îndemnau, o influențau să facă, da? Da, să știi că șterg așa lacrimile și fac un semn, ca și cum am înțeles, îți dau seama. Ok, să se îmbrățișeze, dacă vor să se îmbrățișeze. Și pupă pe frunte pe amândoi. Ok, acum număr de la 1 la 3 și veniți aici și acum. Daniela, 1, 2, 3. Da. Acum vreau ca partea subliminală a Lilianei să se împământeze și să scoată afară toate rezidurile. Să le trimită. Da. În pământ. Să aducă energie de la spiritul necontaminat al mamei Terra. Să pună și lângă ea. Cred că am trimis partea subliminală a mamei în corpul fizic și n-a curățat casa, Daniel. O curăță dacă mă acum, Lilian. Da, o chemăm pe mamă din nou. Cheamă partea subliminală a mamei să vină și să se uite cum face partea subliminală a Lilianei. Și așa să facă, să-și curețe casa. Deci partea subliminală a Ancuței își curăță casa ei. Unde stă? Și Liliana își curăță casa ei, a Lilianei. Să o curețe pentru că aici s-au întâmplat, da? Lucrurile astea cu... A făcut mormântarea, a mormântat-o pe bătrână. Da. Ritualuri, ce au mai fost. Curăță tot Liliana de prin casă. Ziduri, tot ce există.
Și partea subliminală a încuței își curăță în casa ei. Cu energia curată a mamei Terra, da? Da. Când au terminat, spui? Da. Da? Da. Acum, noi le mulțumim părților subliminale. Încă o dată, părțișinarea încuței și părții subliminale a Lilianei și le invităm să alunece ușor în corpul fizic. O să opresc înregistrarea aici.